nu? Ne-am așezat așa ca să văd, să văd pe toate, nu văd chiar pe toată lumea, îl văd pe Munti, nu văd pe logodnică foarte bine, dar o să mă uit așa după cot. Felicitări! Încă o dată, Doamne ajută! La 1272 puteți trimite mesaje, vorbesc în primul rând cu fanii lui Munti, puteți trimiteți mesaje de felicitare și acolo sau pe Facebook, bineînțeles. Sunt convins că Munti a avut o mulțime de fani. Fascinați cumva și de poveste, nu? Povestea participării tale este ea în sine un spectacol. A fost oarecum nebunie cu înscrierea la concurs, pentru că Creața a cârcotit cu prietenul ei, cu logodnicul ei, cu prietenul meu cel mai bun. Da, și dintr-o greșeală... Pun la gură că n-ai la valide. Dintr-o greșeală am ajuns să particip la... Dintr-o greșeală sau dintr-un complot așa? Dintr-un complot care s-a transformat într-o chestie din aia de genul, băi, dacă nu te duci, nu mai vine nici Creața și a trebuit să... Am înțeles. Să mă duc, deci, da. Creața cumva trebuia să fie, like Creața, trebuia să fie participant. Like Creața, tu da. Tu s-o susții, nu? Și te-am scris fără să știi? M-am scris fără să știu și până la urmă am intrat în joc, era normal. Trebuie să-i dai bani acum. Dai că ajungeam și acolo. Dar povestea frumoasă, dar femeia asta trebuie să aibă bani. Păi nu e că da, nevastă mai are preview, știi, și tot parte între ele. Îți dai seama că nu primești nimic de la femei. Pe tot parcursul vieții mele și pe tot parcursul concursului am fost susținut de moldoveni, știi? Și acum ia-i. Iar s-au înfrunt, că eu nu mai scap niciodată. Și a zis, dacă tot are moldovencele lângă el, să aducă și țiganul cu el. Și, da. Da, întotdeauna mi-a avut o ironie mult. Și susținut de moldoveni, dar probabil că și influențat, nu? În arta bucătăriei de moldoveni. Pentru că Moldova există bucătărie bună. Adevărată. Bucătărie foarte adevărată, bună. Da. Se vede pe Constituția de acum, da. Eu acum că mă duc acasă, sunt bolnav pentru bunic meu. Așa, la kilograme. Da. Deci, plânge. E bolnav și pentru București. Adevărat. Da, adevărul e că nu ești un exemplu de sănătate neapărat. Glumesc. Nu, ar trebui să mai pui și tu niște. Ce zice bunica? Să mai pui niște cărniță. Că-s bolnav! De fiecare dată își face cruce și face o poză că mă vede pentru ultima oară. Da. Deci cam așa e dacă nu ești un pic mai împlinit. Te așteptai să câștigi, presupun că în momentul în care te-ai apucat de treabă serios, ai avut și gândul ăsta, nu? Nu. Nu? Nu am așteptat niciodată să câștig. Am și spus-o, am repetat-o, am spus-o de mie de ori. Unde mi-am dorit să ajung a fost între primii 5. M-am văzut acolo, am zis, ok, pentru mine cam asta e, aici am vrut să ajung, am dovedit ce pot, mi-am dovedit mie ce aveam de dovedit, dar uite că... Dar de ce nu să nu dovedi? Da, știi cum e, că am ajuns acolo și prima oară am zis, ok, hai să ajung în echipe, după aia am zis, hai să ajung în semifinală, după aia în semifinala mare. Concursul te face să tragi din ce în ce mai mult, să-ți dorești, știi, și ajungi să mănânci acolo, da, știi, și ajungi în primii 5, ești pus în fața șefilor și ești atunci, bă, da, ce-ar fi să fiu și în primii 3 acum, zic. Corect. Hai. Știi, și ajungi după aia în finală, zici, mă, dar ce-ar fi să câștig eu, da? Sincer, nu m-am așteptat, nu. M-a ajutat. Da. Te-a ajutat și, Doamne, te-a ajutat și talentul, adică, știi cum e, Dumnezeu m-a ajutat, dă, bagă, nu știu cât m-a ajutat talentul, m-a ajutat o echipă foarte bună pe care am avut-o în spate, da? Am spus-o și o repet, finala a fost a mea și a lui Silviu, da? Și a fost finala echipei albastre, nu o să mă dezic de chestia asta, da? Ei au stat în spatele succesului meu și... Frumos! Ei mi-au făcut mie... Ei mi-au făcut finala, deci n-are rost să mint. Dar în bucătărie se poate vorbi despre zile bune și zile proaste? A, categorii. Sau dacă ai talent, nu mai contează. M-a mai întrebat șef Scărlătescu la un moment dat chestia asta, știi cum e? Munca, la un moment dat, compensează talentul, știi? Chiar dacă nu ești talentat, dacă muncești foarte mult și îți dorești să ajungi într-un punct, atunci vei ajunge chiar dacă nu te-ai născut cu talentul respectiv. Îl dobândești. Dar cum ai convins pe prietenii tăi de talent? Că, ok, te-ai dus acolo să o susții pe Creața, Creața ți-a făcut surpriza și te-a înscris, deci se baza pe ceva. Cu ce fel de mâncare v-a convins de-a lungul vieții? Adică de unde... Păi chiar înainte să-l înscriu, am făcut o masă, gen, hai să mâncăm, nu știu ce,
Și atunci m-a învățat el pe mine un preparat pe care ulterior l-am și gătit la Șef la Cuțite, înainte de a se alege echipele. Și, bine, nu știu cum se numește, că e blablabla, dar creveții în ulei, practic, cu usturoi și e un sos picant. Uh-huh. Denumirea o știe el. Eu vă zic pe românește ca să înțeleagă tot poporul. Cum e Monti denumire? Sos picant. Da. Nu, asta nu. Gambas... Asta am reținut noi din denumire. Da. Erau niște gambas al pilpil, erau din bucătăria spaniolă. Eram sigur că vedeți? Al pilpil. Eram sigur. Da, știi, nu? E așa, gătești în fiecare zi. Da, și eu la fel. Era și foarte ușor să-i conving atunci, pentru că toată lumea era semi-beată. Ideea e că el nu prea a avut încredere. Noi, mai mult, Elena... Eu și toți prietenii lui am avut încredere și am zis, trebuie să te înscriem. Bine, hai că merg și eu. De fapt, era ideea că eu voiam să particip și l-am luat pe el să mă ajute. Și m-a ajutat atât de mult încât a ajuns în finală și a câștigat. Deci... Dar oricum te-a ajutat. Adică s-a văzut că v-ați ajutat între voi. A fost o chestie... Da, normal că acolo nu interzice regulamentul să nu ne ajutăm. Adică dacă el ar fi fost, să zicem, în echipă cu mine... Și mi-ar fi zis, Creațu, culcă-te frumos că faci riduri deja, că eu gătesc și pentru tine, el are voie, că o face pe timpul lui. Da, da, dacă da, da, el da. Nu-și termină preparatul, ghinion că ai ajutat-o pe Creața. Dar regulamentul ne permite, că a ieșit un val vârtej cu chestia asta, mă doare mintea. Dar mă rog, important e că mi-am atins scopul. N-am câștigat eu, dragii mei, dar a câștigat Munti, deci mă simt câștigătoare. După lungi eforturi, Elena a tras foarte mult de mine să merg la emisiune. După ce m-am înscris, am vrut să renunț, am vrut să plec în afară și cred că am avut vreo 5-6 certuri foarte, 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 foarte mari. Și totuși m-a convins să rămân. E moldovean, că n-am să-i facă până la urmă. Poate yoga. O să fac.